Președintele PSD Suceava, Ioan Stan, a prezentat realizările guvernului PSD. Liderul PSD a făcut referire la creșterea salariilor și a pensiilor. Când vorbim despre activitatea performantă sau despre acest guvern, multe altele, ne referim la faptul că România în această perioadă a avut o creștere economică destul de importantă. La un moment dat a fost pe locul 1 Europa, acum pe locul 2. Sigur, ne referim la PIB, care a crescut cu 35%. Ne referim la câștigul salarial mediu, care a crescut până la zi cu 33%. Ne referim la punctul de pensie, care a avut o creștere de 45%. Ne referim la pensia minimă, care a avut o creștere de 76%, la numărul de salariați la creștere. Sigur, multe, multe alte. Ioan Stan a amintit despre finalizarea pârtiei deschide la Câmpul Lung, dar și despre proiectele accesate prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Ne aducem toți aminte cu pârtia de la Câmpul Lung, că s-a făcut 7%, că s-a făcut 8% sau 10%, dar am reușit să-i dăm drumul la acea pârtie deschide. În același timp, am asigurat cadrul legislativ pentru ca tronsonul 2, prin acea inițiativă legislativă, tronsonul 2 să poate fi continuat în condițiile în care poate fi scos din domeniul public pentru utilitate publică. Atunci, dacă vă aduceți aminte și reiterez eu, faptul că membrii Partidului Național Liberal din județul Suceava au votat împotriva acestei legi. Vreau să amintesc că programul cel mai mare ambiguri, atât la nivel național cât la nivel județean, este PNL 2. Atunci să prezentam pentru că județul Suceava a primit cea mai mare sumă, respectiv 926 de milioane, în care constă în școli, grădinițe, creșe, cămine culturale, apă, canal, drumuri comunale și drumuri județene. Faptul că din suma întreagă acest guvern a acordat pentru drumuri județene o sumă de 216 milioane, trebuie să vândă aproape 25% pentru drumurile județene, trebuia să fie un act de apreciat. Iar uitați-vă că și la ora actuală, din cele 8 drumuri, mi se pare că vreo 2-3 nu sunt nici acum licitate. De ce oare? Nu fi trecând, pe unii trebuia să treacă, nu fi îndeplinit alte condiții, nu știu. La Compania Națională de Investiții, județul Suceava, ocupă locul întâi prin țară, prin 180 de proiecte. De asemenea, liderul PSD a arătat că mai multe drumuri din județ au fost asfaltate, iar centura Sucevei a fost finalizată. În infrastructura rutieră, de multe ori am discutat și am început cu suprafața întreagă asfaltată, cu covor asfaltic. În cei aproape 3 ani de zile, sub această guvernare, a fost asfaltate aproape 200 de kilometri, o treime din întreaga rețea județeană. Din cei 600 de kilometri. Și am început cu DN18, cu sume foarte importante. Am venit pe urmă, pe cadrul Sucevii, cu DN2, cu alte drumuri județene, aflând în departamentul Sucevii. Am venit cu centura Sucevii. Nu am făcut o mică lansare, nu noi, ci fapt, acest guvern, prin ministrul Cuc, prin reprezentantul guvernului în teritoriu, în care, într-adevăr, am finalizat ceva care, la mea, era imposibil, pentru că nu era un constructor care să aibă curajul să continue centura Sucevii pe traseu prost ales. Centura Rădăuțului, care avea finalitate în 2021. Ați văzut, inclusiv, am dublat suma care a acordat anul acesta pentru un antreprenor care a executat în condiții foarte bune și în termen foarte rapid. Sigur, centura Fălticenilor care este în procedură de licitație. Nu în ultimul rând, senatorul Ioan Stan a vorbit și despre alte proiecte de care au beneficiat sucevenii în timpul guvernării PSD. Am făcut și noi pe 3 poduri pe acest guvern, podul de la Milișeuț, podul de la Vatra Moldoviții, finalizat acum și podul de la Praxia. Am deblocat procedurile pentru magistrala cu gaz, pentru gaz Batra Dornii. Am plătit utilitățile și mediul.